Salut, sunt Teddy, iar astăzi îți voi prezenta un alt brand celebru în toată lumea, Lacoste. Faimoasa reptilă a prins viață în 1929, în mâinile marelui tenismen francez René Lacoste. Sătul până peste cap de cămășile cu mânecă lungă cu care era obligat să se prezinte meci de meci, francezul a revoluționat numea tenisului, dar și a modei, și a creat tricourile cu guler. Acest nou produs vestimentar le confera sportivilor un plus de eleganță și confort, iar performanțele nu au întârziat să apară datorită lejerității cu care se mișcau. În luna iulie a anului 1933, numele brandului a fost înregistrat și repede a devenit cunoscut sub denumirea de La Chemise Lacoste, în traducere Cămașa Lacoste. René Lacoste s-a născut în 1904 într-o familie destul de înstărită din Paris. De-a lungul carierei sale, sportivul a câștigat două turnee la Wimbledon și de trei ori Openul francez. Tot el a devenit primul străin care a câștigat campionatul din America de două ori, în 1926 și în 1927. Povestea logo-ului sunt convins că poate ați mai auzit-o, dar îmi fac datoria să ajungă la toată lumea. Aflat în Statele Unite ale Americii pentru a participa la Cupa Davis, René a pariat că dacă o să câștige meciul din ziua următoare, colegul său francez va fi obligat să-i cumpere o geantă din piele de crocodil, accesoriu după care ambii sportivi tângeau. Cred că este simplu de înțeles cine a câștigat. De-a lungul timpului, compania Lacoste s-a extins și a ajuns să producă de la haine de zi cu zi și încălțăminte, până la accesorii și parfumuri. Astăzi, trebuie să plătești $80 pentru un tricou cu guler Lacoste autentic, acela confecționat din bombac piqué, pentru că doar atunci își va păstra calitățile care îl fac ideal pentru sport și îmbrăcăminte de weekend. Datorită materialului, tricourile piqué nu au nevoie să fie călcate, iar dacă sunt uscate fără cute, pot fi purtate imediat. René Lacoste a stat la cârma companiei până în anul 1963, când i-a pasat afacerea fiului său, Bernard Lacoste. Tenismenul francez a atins vârsta de 92 de ani și a murit în anul 1996 din cauza unor probleme cardiace. Astăzi, compania este condusă de Michel Lacoste, fratele mai mic al lui Bernard. Aceasta a fost povestea celei mai cunoscute reptile din modă, Lacoste. Dacă ți-a plăcut acest material și dorești să vezi în continuare istoria ale brandurilor renumite, abonează-te la canalul nostru de YouTube. Eu sunt Teddy și ne vedem data viitoare cu alte curiozități.